Ce voce, ce femeie în această dimineață în platoul nostru. Lidia Bahnaru, te salut, draga mea, și bine ai revenit la Tezaur TV. Salutare, dragii mei, salutare, Andreea. Ești superbă. Mulțumesc. Și te felicit pentru felul în care arăți, pentru felul în care transmiți emoția din romanțe. Și mă bucur tare mult că începem această dimineață împreună. Îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc foarte mult pentru căldura cu care mă primești de fiecare dată. Cu mult drag. Spune-mi, cum ești și cum a trecut această săptămână? Că e vineri, în sfârșit e vineri. Sunt bine, sunt plină de emoții. De fapt, sunt copleșită de emoții, pentru că de când am venit și urmează să vorbim despre un succes de-al meu, de când am venit, deci toți în jur mă felicită. Iubesc foarte mult atenția, să știi. Ca și orice femeie. Exact. Și artist în devenire. Am nevoie de toată, știi, toată admirația asta din jur, știi? Și chiar mă simt foarte, foarte bine. Și timpul de afară este super frumos. Prins la aripi, nu? Da, deja le am. Deja le ai. Atunci te felicităm și noi cu mult, mult drag și ne bucurăm foarte mult pentru succesele tale. Sunt pe bune, bine meritate, pentru că știm cât de mult muncești și lucrezi asupra evoluției tale. Îți mulțumesc foarte mult și chiar vreau să mai admit un lucru, că muzica este o chestie, e ca un mușchi. Și trebuie să cânți în fiecare zi ca să ajungi acolo la scopul. Să nu-l lași, să-l tot exersezi. Așa e. Și astăzi, apropo, de Ziua Internațională a Fetelor, ne-am propus să vorbim așa ca între fete, să nu confundăm cu Ziua Femeii, care e pe 8 martie, da? E Ziua Internațională a Fetelor. Dar noi suntem două domnișoare, între ghilimele. Să știi, chiar dacă sunt mamă, da, îmi place să mă numească domnișoară. Și e la fel. Chiar dacă mai avem un nume de familie acolo pe Facebook, da, adăugat la ale noastre. Noi astăzi discutăm așa ca între fete și o să avem o discuție de suflet. Vreau să începem cu acest succes frumos al tău. Festivalul Național de Romanțe și Poezie, unde ai cucerit trofeul. Așa e, așa e. Ți-au mai rămas emoții să tot vorbești despre concursul ăsta? Zic eu și îți spuneam și mai devreme că emoțiile mele, de fapt, care le am, sunt foarte, foarte constructive. Și m-am dus acolo cu gândul la băieții mei de acasă, m-am dus cu gândul că nu am venit degeaba, măcar un loc să iau, deci eram sigură că iau un loc. Și uite că nu s-a lăsat mult așteptat și ne-a venit și trofeul. Cum a început toată povestea asta cu festivalul ăsta? Deci mentorul meu și profesoara mea de canto, Silvia Gonciar, da, pe care salutăm cu mult drag. O salutăm pe această cale. Vreau să-i mulțumesc pentru propunere, pentru oferta care mi-a dat-o. A venit cu, hai să zicem, 2-3 zile înainte de concurs. Cu această propunere, uite, se face. Ea știa de fapt că am niște probleme cu coardele vocale. Ca și mine astăzi. Dar să știi că îmi plac astfel de voci, dar îmi plac foarte, foarte mult. Și sunt mai speciale, zic eu, știi? Și doamna Silvia, deci știu că ai problema cu coardele, dar vină la o lecție de canto și vedem. Am deschis gurița și am dat primele note, dumneavoastră zic, hai, ai plecat la concurs. Aveam emoții foarte, foarte mari, drumul încolo era lung, era foarte frig, repetiții, iarăși am avut foarte puțin timp pentru și pregătire, atât pentru pregătire, cât și pentru repetiții. 2 zile ca să iei trofeul. Exact. Deci atunci când nu te aștepți, atunci vine. Perfect. Audiții nu au fost? Nu, pentru că în palmaresul concursurilor mele, probabil că am fost laureată, locuri de frunte și s-a uitat și la asta, ca un curriculum așa aparte. Superb. Câți participanți au fost acolo? Am fost de data asta, zic eu, mulți, pentru că am fost 15 participanți. Și chiar dacă romanța nu este ascultată în rândul celor tineri, am fost, cred eu, vreo 13 tineri și în special copiii pentru mine erau foarte tineri, 16, 17 ani, 20 de ani, deci, nu știu, erau foarte, foarte tineri, zic eu. Dar au cântat cu atâta dragoste, cu atâta emoție, știi? Deci romanța revine în rândul tinerilor. Da, și dacă observăm și muzica modernă, uite, apare așa o modernizare a pieselor vechi. Frumos, asta ne bucură mult. Și cum a fost acolo pe scenă? Ce ai interpretat? Din start mi s-a zis 2 romanțe, am pregătit 2 romanțe. Atunci, din cauza că am fost prea mulți, eram 15 la număr, ne-au permis să luăm doar câte o romanță. Eu am romanța mea de suflet, a Ioanei Radu, care acum am interpretat-o, de fapt. Acum, în Micul Orășel. Are un loc aparte în inima mea și în sufletul meu. Și zic, dacă vocea e ok, mi-am revenit, pasteluțe, tot, și deci toate ingredientele posibile,
Dar zic, dacă nu iau prin emoție, degeaba am venit. Așa e. Și așa, acolo emoția. Emoția a lucrat foarte, foarte mult. Și când ai aflat vestea cea mare, că ai obținut trofeul, citeam în postarea ta de pe Facebook, chiar dacă era Ziua Mondială a Zâmbetului, tu plângeai ca un copil. Așa a fost, pentru că aveam prea multe emoții, de fapt, emoții în culise. Uh-huh. Și ziceau, deci, premiile speciale, premiul, hai să zicem, locul 3, locul 2, locul 1, deci eram sigură că n-am luat deja niciun loc. Și îmi veneau lacrimile, gen, am lăsat de copii acasă, m-au așteptat, o săptămână de ce am lăsat. Am venit prin frig. Prin frig, prin ploaie. Și, deci când a zis trofeul Bahnarul Lidia, plângeam ca un copil. Deci eu cu siguranță am rămas în memoria lor. Este video pus pe internet, sper să nu ajungă prea departe. Deci da, ca un copil. Da, m-au luat și pe mine acum emoțiile. Îmi dau seama ce ai trăit acolo pe scenă. După tine, care a fost cel mai emoționant moment din tot ceea ce a fost acolo? Până când asta, zic sincer. Ăsta cu trofeul. Da, cine ți l-a înmânat, apropo? Nu țin minte. Îți dai seama, deci de emoții mi s-a șters tot. Încercau toți să, știi, să mă liniștească. Care să-mi dea trofeu, care diploma. Nu mi-amintesc acum cine mi l-a oferit. Sper că în video-ul se va vedea, că este și video pe internet. Nu mi-aduc aminte, de emoții, îți dai seama. Și mi-a și zis, te rog, liniștește-te, ia microfonul, că trebuie să vorbești. Eu n-am vorbit absolut nimic, deci plângeam în microfon. Dar ăsta ar fi unul dintre cele mai importante festivale la care ai participat? Nu, dar este unul din cele mai puțin așteptate premii în general. Mai ales cu două zile de pregătire, da? Da, deci am avut puțin timp să mă pregătesc, puține zile, deci am avut doar o zi de repetiție. Și am fost concurenta care a dat cel mai târziu și partitura, deci... Iarăși, nu erau pedici, dar erau provocări, una peste cealaltă. Și asta e. Și rezultatele vin exact când ne așteptăm mai puțin. Așa, și e primul, vreau să menționez că e primul meu trofeu. Locul întâi am. Pot să spun și unde am luat premii. La Crizantema de Argint am luat locul întâi. Am fost laureată la Crizantema de Aur la Târgoviște, în România. Festivalul concurs Două Inimi Gemene, Ion și Doinal de Teodorovici. Steaua Chișinăului, locul 2. Steaua de Ghei, deci iarăși locul întâi. Și am în palmarez în câteva concursuri, de asta a fost unul special. Trofeul, deci în premieră l-ai obținut. Da, da. Unde l-ai pus acasă? Într-un loc de veche, nu? Am un loc unde îmi păstrez toate diplomele și toate... Bine, hai să fie toate premiile, de fapt. Îmi dau seama că e plin locul ăla deja. Da, da, da. Sunt. Cum îți reușește, Lidia, să transmiți atâta emoție prin romanțele pe care le interpretezi? Eu zic că acum trăim într-o perioadă în care sunt foarte, foarte, foarte multe voci bune. Așa e. Și o poziție clasică, bel canto, deci muzică ușoară, avem niște talente chiar la nivel național, foarte, foarte bune, mari, dar trebuie să și mai trăiești o piesă, da? Doamna Silvia Gonciar, că se supără atunci când menționez despre dumneai și vreau să chiar de fiecare dată zic, cât am ocazia, atât am să vorbesc despre... Pentru că despre... merită. Da, așa e. Și vă salutăm cu mult drag, doamna Silvia. Da, și doamna Silvia din start, chiar dacă vin cu o piesă de muzică ușoară, chiar dacă e în altă limbă, când și în alte limbi. Știu. Ea îmi zice, traducem textul, hai întâi să vorbim despre text, despre ce este vorba, și apoi discutăm despre muzică în general. Și deci tu intri în esența mesajului, piesei, după care acolo pe scenă dai tot ceea ce simți. Așa e, așa e. Dar spuneai că să cânți romanță și să faci muzică în general, trebuie să tot exersezi. Faci asta în fiecare zi? Nu trece nici o zi fără muzică? Da, deci părinții mei cumva deja s-au obișnuit, copiii mei s-au obișnuit, mai și zic, da, mai taci odată. Cine crede că... Da, copiii mei sunt super bucuroși, dar deja și mai sunt și obosiți uneori, că eu mereu, absolut mereu cânt. Deci, pentru mine, da, e o pasiune, zic eu. Da, e ca un hobby, ca și pentru fiecare interpret. Dar e mușchi. Avem aici un mușchi care trebuie să exerseze... Să fac niște exerciții de vocal în fiecare dimineață și exerciții de dicție. Și cu doamna Silvia cât de des ești, te vezi? Acum mai rar, pentru că am un bebeluș, dar așa ne străduiam, nu știu, de două ore în săptămână să ne vedem cu siguranță. Iată, dacă ar fi să vorbim despre doamna Silvia, ce rol a jucat ea în evoluția și performanțele tale? Eu zic că, hai să zicem, am făcut o pauză muzicală pe la vreo 14 ani, de vreo 3 ani.
Pauza, deci, a durat vreo 3 ani. Și eu zic că am născut sau reînviat ca o pasăre Phoenix. Și are o amprentă puternică asupra mea. Ea mi-a dat, știi cum, mi-a dat imboldul ăla. Măi, gata, dacă cânți, atunci mergi. Mergi mai departe. Și ea vine cu concursuri. Hai că poți, hai că mergi, hai. Deci are un rol foarte important în dezvoltarea mea, foarte mult. Și eu sunt de felul meu cumva mai... Nu sunt pesimistă, dar... Deschis așa, optimistă, mereu cu energie foarte multă. Nu știm de unde îți ai toată energia asta. O am foarte multă, O și absorb foarte mult, știi? Vreau să iau și din tine câte ceva, dar dau foarte multă. Și cumva relația voastră deja e mult mai mult decât profesor... Da, pe lângă faptul că mi-este mentor și profesor de canto, mai e și nana mea de botez. Și avem o relație aparte. Deci ea pentru mine este mama de scenă, eu fiica ei de scenă și respectiv asta e. Ce frumos! Și când ai obținut trofeul, te-a sunat doamna Silvia prima sau tu ai sunat-o? Nu, deci eu am început a suna la toți, nu mă puteam liniști pentru că a început valul ăla, al doilea, al treilea val de emoții și de plâns. Mi-am sunat părinții, mi-am sunat cei dragi de acasă. Doamna Silvia a lăsat-o în suspans, chiar tot îmi scrie mesaje. Cerea așa de pe tort a fost. Da, ea și-a dorit foarte mult să iau trofeu, cred că mai mult decât mine, eu nu eram atât de sigură că o să-l iau. Dar ea știa, simțea. Da, probabil că simțea, zici, dacă mergi. Îți ai trofeu și vii acasă, știi? Și eu când am sunat-o, deci plângeam și eu și dumneavoastră, deci are o chestie, că se bucură și nu este egoistă la informație. Și e bucurie sinceră. Da, e simți? Foarte sinceră. Simți că e cu adevărat. O simt și așa face cu absolut toți elevii. Foarte frumos. Păcat că nu este și doamna Silvia astăzi alături de noi, dar data viitoare neapărat. Da, cu mare drag. Da, un duet împreună, nu v-ați gândit? Avem un duet. Aveți un duet? Da, mai și cântăm împreună. Dumnezeu când simte că este o romanță în care putem să cântăm împreună, o cântăm cu mare drag. Deci tu ai o romanță de suflet, asta pe care ne-ai interpretat-o în această dimineață. De ce? E așa cea mai aproape de inimioara ta? Da, deci mi-am făcut în cap, zic eu, o istorie, pentru că nu am dezamăgiri mari în dragoste, știi? Da. Un soț, trăim de mulți ani împreună, deci eu aș vorbi despre dragoste foarte, foarte la nesfârșit. Da, așa e. Dar aici este o poveste și mi-am închipuit. Deci eu mi-am băgat ideea de poveste în cap. Că începe o dragoste, o istorie de dragoste de fapt și apoi uite cum îl văd, cum urcă în tren și pleacă spre o altă iubire. Deci eu mi-am făcut cumva, mi-am schițat povestea și a mers bine. Ce frumos! Da, ne spui și nouă cum te-ai cunoscut cu soțul tău. Că niciodată n-am vorbit de sfera familială și astăzi, dacă tot e Ziua Internațională a Fetelor, o să discutăm despre tot și toate. Cum ați cunoscut? Nu știu dacă ne-am cunoscut foarte romantic, dar mergeam în, hai să zicem, în localuri în care cântam. Îmi plăcea mie așa, că eram tânără și... el nu este, deci este foarte departe de domeniul muzical. Nici nu cântă și nici nu-i place să o facă. Dar atunci când mi-a auzit vocea, cumva a făcut primul pas. Deci îmi place foarte mult cum cânti. Da, ești talentat, eram și micuță cumva. Câți ani aveai? Cum aveam, pot zic că sunt micuță. Micuță, mă gândesc că 17. Nu, 19, deci cumva eram și o fată de universitate. Nu erai atât de micuță. Da, dar nu știu cum, așa, o experiență drăguță. Și de la 19 ani sunteți împreună? Da, de la 19 ani suntem împreună. Ai dedicat vreo romanță? Sau toate romanțele le dedici? Da, lui? Cred că îi dedic, pentru că chiar mă face fericită, n-am de ce să mă plâng pe el. Ce frumos! Mai vorbim despre familie, dar următoarea romanță pe care o cânti, despre ce e? Auzi cum cântă o vioară. Sună bine. Da, este și un solo la vioară, super drăguț acolo. Deci asta și îmi dă fiori. În general, este o poveste despre vioară. Cât de frumos sună, cât de romantic, da? Deci abia aștept. Uite, mă mănâncă și palmele, abia aștept să o cânt. Hai să ne cânt și mai revenim la discuții după ce ascultăm această piesă. Te rog, Lidia, platoul este al tău. Așa cum spuneam, doamnelor și domnilor, în această dimineață toată emisiunea va fi despre fete și cu fete frumoase, pentru că nouă ne place așa să descoasem invitații noștri și să aflăm detalii și dincolo de scenă. În atenția voastră, în cele ce urmează, vine Lidia Bahnaru cu o romanță superbă. După mine, romanța este cel mai frumos și cel mai romantic gen muzical pe care a putut să-l cunoască omul vreodată. Și mesajul pe care îl transmite o romanță,
ajunge în zona sensibilului. Așa e, și mai e o chestie. Atunci eu vin din muzică ușoară. Uh-huh. Și de regulă sunt și altfel îmbrăcată, pot să-mi permit și, nu știu, niște pantaloni, o cămașă. Atunci când vin pe scenă cu o romanță, avem rochii lungi până în pământ, uh-huh, și apare și o feminitate, așa, știi? Deci asta mă bucur cel mai mult. Romanța îmi dă un pic de feminitate. Și întotdeauna trebuie să ai rochii diferite pe scenă. Cine te ajută cu outfit-ul tău, apropo? Îl gândesc, de fapt, și singurică, îl gândesc și cu mama împreună, pentru că are niște gusturi foarte bune, așa. Mama? Da, da, mama. Dar când am deja schița pregătită sau cam știu ce vreau să îmbrac la un concurs, la un concert, mai apare și doamna Silvia cu o părere, având deci și experiență mai multă pe toată scenă. Familia vine cu așa copiii, e, da. Și iată, iese ce iese. Și mama de scenă și mama de acasă împreună. Frumos. Știi, noi tot vorbim despre romanță, despre muzică, concursuri, dar nu ne-ai spus când ai înțeles că te-ai îndrăgostit de acest gen de muzică? Sau cumva, hai să răscolim prin amintiri, pentru că cântai în romanța asta, am iarăși 20 de ani, hai să revenim un pic la începuturi. Sau povestea ta cu muzica, cum și când a început? Îmi pare bine că ai prins momentul ăsta cu 20 de ani, cam de atunci am început și a cânta romanțe. De la 20 de ani? Da, îți zic și cum, de ce. Da. O mică așa istorie, l-am făcut și școala muzicală, cântam muzică clasică, am cântat în cor, am cântat la pian și dat fiind faptul că am cântat la pian, vreau foarte mult să fac și vioară. Uh-huh. Nu mi-a ieșit, nu am avut timp, da? Și de-aia piesa asta iarăși are un loc aparte la mine inimă, pentru că iubesc foarte mult sunetul de vioară. Uh-huh. Am făcut la școală, deci iarăși, foarte multă muzică clasică. Pe la 15 ani am început cu muzica pop, am îndrăgit-o foarte mult și am vocea potrivită pentru muzică pop, e un pic mai rock, uh-huh, un pic mai... Deci în partea aia m-am dus mai mult, așa ca o undă. Dar doamna Silvia, de fiecare dată când făceam o lecție de canto, uite, vreau să-ți pun o romanță. Uite, ține discul meu, am discul pregătit, ascultă-te rog acasă, zi-mi părerea ta, știi? Și poate și voia o părere din partea mea, dar și așa, treptat m-a făcut să îndrăgesc romanța. Și cam pe la 20-21 pic am luat și premiul întâi la Crizantema de Argint, primul meu concurs de romanță. Primul concurs de romanță. Așa. Și care a tot continuat cu alte premii frumoase, da, și iată, da, da, și cu trofeul mult așteptat, dar așa cum spuneam la început, foarte bine meritat. Îți mulțumesc din tot sufletul. Am nevoie numai de astfel de cuvinte. Lidia, dar cu siguranță pe tot parcursul anilor au fost și provocări, obstacole pe care le-ai întâmpinat. Au fost momente în care ai spus că gata, renunț la muzică? Da, sigur. A și fost, de a fapt. A fost? Da, da, da. Uh-huh. Deci, cumva am învățat la școală atunci, când într-o perioadă în care... Acum s-au modernizat lucrurile, uh-huh, știi? Și când profesorul vede un potențial în elev, cumva l-aș mai scoate așa cu cârligul, da, știi? Chiar dacă elevul nu vrea sau nu simte, da? E bine să ai un mentor alături care îți mai spune, îți mai aduce aminte. Eu am avut provocări pentru că nu am avut o voce super mega specială în școală și cumva eram acolo așa, deoparte. Aveam un auz muzical perfect, pentru că nu poți să mergi la școală muzicală fără să-l ai măcar un pic. Dar tot mi se părea că nu sunt destul de bună, destul de bună. Și la vreo 14 ani am renunțat la muzică per general, deci per total am renunțat. Ce te-a făcut să te reîntorci la muzică? În perioada asta de lipsă în general, pentru că mai mergeam și la concerte, așa mi le organizam eu să fie frumos, să mă încarc. Când am simțit că deja mă descarc și am prea multe comentarii că cam ești obișnuită, am lăsat și a apărut și doamna Silvia, care cred că de fiecare dată când mă vedeam cu dumneavoastră, ei îmi zicea, tu cânti super bine, tu cânti foarte bine. Mama, de exemplu, este prietena mea cea mai bună, mereu m-a susținut. Dacă ar fi spus în fiecare dimineață că sunt cea mai bună, uh-huh, și cea mai frumoasă, cea mai talentată, cred că nu mă apucam treabă deloc. Ai avut nevoie de o părere de la cineva din jurul tău? Așa e și ea și mi-a demonstrat de fapt că... Să eu, de fapt, voiam să-i demonstrez. Uite că pot, vezi? Uh-huh. Ei, nu, cam este grea piesa asta. Deci ea făcea special. Deci eu acum, deja la vârstă, mi-am înțeles că făcea special și îmi zice despre asta. Zicea, nu știu, piesa asta cam grea pentru tine. Zic, eu ți-i demonstrez. Te punea cumva la da, la provocări și la încercări. Da, da, da. Deci pentru tinerii care ne privesc în aceste momente, este foarte important să fie acolo un om care să te susțină,
Și să-ți spune că tu poți, ești bună? Da. Foarte mult contează această încurajare. Da, m-a și ajutat critica celor dragi. Pentru că, zic, iarăși, din asta mă hrănesc. Uh-huh. Dar am provocări, probabil că zilnice, am și comentarii, dar mai puțin, cu timpul mai puțin le atrag atenție. Mai am și un blog pe internet, respectiv acolo mai am și comentarii de tot ai felul. Ai și un blog? Și, da, am un blog în care îl conduc deja de 2 ani. Și ce scrie acolo? Este un blog muzical, aha, unde traduc piese din română în germană. Deci, ai văzut? Ai văzut? Mi-a sărit. Deci, e de bine. E de bine. Deci, blogul ăsta muzical îl conduc, zic, de vreo 2 anișori. E ca un copil pentru mine. Pentru că am început de la mic până la milioane de vizualizări. Super! Da, și îți dai seama, sunt și comentarii negative, că nu pot să plac la toți. Dar, iarăși, sunt constructiv. Le dai importanță acestor comentarii? La început le dădeam. Acum nu. Deci mai am și un filtru așa. Da, exact, acum. Asta vreau să spun. Da. Trebuie să filtrez foarte bine informația care mai și știu, scuze Andreea, cred că te-am. Mai și știu cât muncesc zilnic. Zilnic muncesc. Și să-mi zici că ceva, nu știu, poate am detonat o notă sau ceva. Ok, bine. Nu suntem perfecți. E părerea ta. Așa e. Eu sunt de părere că nu trebuie să privești și să iai la inimă aceste comentarii negative, pentru că nu sunt despre tine. Uneori oamenii, știi, din lipsă de timp mai scriu câte un comentariu de ăsta. Așa că ține-le la distanță. Eu te văd un om foarte pozitiv, plin de viață și cu siguranță critica și părerile negative nu sunt despre tine. Fim, dar este deja, știi cum, asta e, tot bine. E, și dacă tot am vorbit despre primul concurs, Crizantema de Argint, da, spune-ne, îți mai amintești prima romanță pe care ai cântat-o? N-ai să mă crezi, e aceeași romanță, Micul Orășel. Da? Da, pentru că o cântasem atunci, mai mult nu o cântasem, deci au trecut și 10 ani aproape de atunci. Acum iarăși zic, trebuie să mă întorc la o romanță care în 2 zile o să-mi provoace niște emoții. Și odată ce atunci am urcat prima oară pe scenă cu o romanță, că nu era prima experiență pe scenă, dar aveam emoții, îți dai seama, primul meu concurs de romanțe. Și prin asta am câștigat iarăși, prin emoții. Voce, e ok, toți avem voce. Și aici iarăși zic, trebuie urgent să iau, știi, o romanță care să mă trezească un pic. După tine, care ar fi cele mai mari provocări cu care se confruntă interpreții de romanță? Provocări sunt multe, pentru că, iarăși, în rândul ascultătorilor, din cei tineri sunt mai puțini și tare aș fi vrut să mai atragem, știi? Provocări, iarăși, există și un dress code pe care noi trebuie să-l urmăm. E și o altă alură pe care ți-o formezi, da? Noi cumva suntem altfel acasă, acolo deja e o altă viață. Și iarăși, pentru mine, de exemplu, tot e o provocare, cum mă comport, ce zic, mai puțin să vorbesc, pentru că totuși trebuie să fii în lumea asta de romanță, de toamnă, să știi dragoste. Ce vorbești. Așa e. Da, tu te descurci foarte bine la capitolul ăsta. Muzica și, în general, scena e pentru tine, Lidia, așa că să nu te oprești să faci muzică. Eu îți mulțumesc, am nevoie de așa cuvinte, știi? Am, îți mulțumesc, Alejandra. Tu recent ai fost sărbătorită. Da. Ai împlinit, să spunem că... Da, sigur. Pentru că eu mă uit la tine și nu-ți dau vârsta asta. 30 de ani, nici mai mult, nici mai puțin, exact 30. La mulți ani, cu întârziere, dar să știi că aprecierea și admirația pe care o avem pentru tine e întotdeauna în inimera noastră. Mulțumesc. Eu mă uit la tine și îți dau 20 cel mult, Lidia. Care e elixirul tinereții tale? Așa mă simt și eu, de fapt, zic sincer. Chiar dacă mă așteaptă doi băieți acasă, sunt măritată de aproape de 10 ani de zile, oricum sunt foarte, foarte tânără. Și iarăși mă gândeam, zic, poate e târziu pentru să încep iarăși cu muzica. Și zic, stai un pic, de ce să fie târziu? Dacă mă abia simt începutul. E abia începutul. Am riduri, dar am riduri de... De fericire, pentru că eu mereu zâmbesc. Eu mereu, deci fața mea spune foarte multe, că sunt tristă, deci sunt de mimică, doar atât, până când. Așa nu că se văd ridurile, stai liniștită. Da, mulțumesc. Nici nu le ai. Mulțumesc. Și cum ai marcat acest eveniment frumos? Am văzut acolo cu baloane, fotosesii. Da, m-am gândit anul ăsta să-mi fac ziua de naștere un pic mai specială. Mi-am făcut, da, o sesiune, o ședință foto. Iarăși am avut noroc și de studio unde am făcut ședință, pentru că
fata aia chiar mi-a dat așa un pic, zic, uite, la fel mi-a zis, tu n-ai 30, tu n-ai 30, uh-huh. Comportă-te de parcă nu ai 30. Arată buletinul. Da, arată un buletin. Și respectiv, iarăși, mi-am dorit o sărbătoare, pentru că zic, eu nu știu dacă o să vreau să mai sărbătoresc. Am alte planuri, de ziua mea să plec, de ziua mea să știi să fac alte chestii. Dar la 30 am zis, trebuie să mă simt un pic specială și chiar mi-am organizat ziua așa. Pe măsură. A fost o petrecere de zile mari? Da, deci ziceam, o, mai zicea vreo 40 de oameni, știi, soțul meu deja, păi eu cu metriile, așa. 40 da. De oameni? Da, e un și număr sunt cei dragi. Bun. Cei da, dragi. Da, au fost doar cei dragi. A fost într-un local, presupun, cu da, muzică? Da, cu muzică, cu prezentator, cu prezentatoare, de fapt, foto, video, absolut, cu toate ingredientele unei sărbători. Superb. Și cu siguranță au mai rămas oameni care nu au reușit să ajungă, nu? Da, așa e. Și mă bucur, de fapt, că au acceptat cam toți cei invitați, pentru că, iarăși îți spun, am invitat cei dragi sufletului. Noi deja suntem mulți, familia mea este foarte mare, respectiv când ai să inviți, sunt mulți, mulți. Iată, la ceas aniversar, ce te face pe tine fericită? Pot să fiu un pic mai egoistă? Da, te rog. Deci, mă face fericită, în general. Deci am o chestie că seara nu mă culc până nu învăț ceva nou. Eu sunt pentru dezvoltare personală. Și atunci când seara m-am pus în pat și îmi fac concluzia zilei, și mă gândesc, uite, 10 minute astăzi am acordat unui domeniu oarecare să învăț, că poate fi și din medicină, și din muzică, și din cum lucrează vocea noastră, iarăși respirație, în fiecare zi aflu ceva nou. Și asta e, dezvoltarea mea personală, în fiecare zi mă dezvolt. Și cu asta mă mândresc. Cât ești de bravă, Lidia, și familie, și muzică, dezvoltare personală, mai ești și profesoare, dar despre profesor vorbim data viitoare, da, că acum avem foarte multe subiecte. Când le reușești tu pe toate? Eu zic că nu prea reușesc pe toate. Deci chiar cei din jur îmi zic, uite, cum reușești? Eu mi-aș mai pune câteva, știi, task-uri zilnice. Mai avem câteva ore, da? Da. Vreau să fac muzica mea, vreau să fac piesele mele. Lăsăm bebe să crească. Te-ai apucat de scris? Da, m-am apucat pentru că am câteva piese. Deja sunt postate pe internet, cu mare drag cine vrea să le asculte, poate să le acceseze. Doar că vreau piese pe care să le scriu singură, cap-coadă, atât compoziție cât și text. Cu Doamne ajută! Îți mulțumesc! Așteptăm premiere muzicale de la tine! Cu drag, cu drag! Dar toamna asta e bogată în evenimente, pentru că și mămica ta a fost sărbătorită, nu-i așa? Da, deci a fost și ea sărbătorită, suntem în aceeași lună, suntem așa mai domnatice. Romantice? Și, da, ambele. Deci eu am descoperit-o acum, deja când și eu am crescut cum este de fapt. Părinții tăi și în general, că tot vorbim de ziua mămicii tale, au fost acolo să te susțină cu muzica de la bun început? Tăticu, salut! Nu! Nu, îți zic sincer, tatăl meu cântă și nu are studii muzicale, cântă la acordeon, așa cum îi vin, da, notele muzicale, așa da. Și le cântă. Inspirația îi vine. De mic copil, de fapt, aveam un pian acasă și tata mai și cânta la pian câte ceva. Îmi provoca niște emoții, dar nu mi le arătam, știi? Și iarăși, tatăl meu iubește foarte mult doinele. Și chiar de anul ăsta m-am apucat și de muzica folclorică, muzică populară, doine, să mai cânt așa. Urmează și o piesă populară? Sper. Doamna Silvia! Da, pentru foarte că interesant. Da, vreau cu mare drag, vreau să apuc o piesă să o modernizez. Dar iarăși, data viitoare sper să vin cu o noutate. Și tatăl meu cânta și nici nu-și dădea seama cât de mult mă înarpează, de fapt. Cât de mult... Și îmi zicea, uite, dar trebuie să faci o profesie. Da, trebuie să faci o profesie. Am făcut-o, am făcut limbi străine. Dar muzica avea loc în aparte și pe la 17 ani, când a fost... Că e schimbare de voce, chiar dacă suntem da, femei. Da, sigur. Mi-am schimbat vocea, a devenit un pic așa mai plină pe notele aia de jos, mai gravă. Și i-am venit cu prima piesă simplă de best. Este piesa lui preferată. A tras primul boce și a zis, fata mea, apuc-te de muzică. Aici da. Trebuie să fii. Da, mama ce? Mama a fost mereu alături de mine. Mama este sufletul meu, este inima mea, este criticul meu numărul unu și mulțumesc pentru asta. Am înțeles prea târziu că de fapt asta m-a ajutat să cresc. Frumos.
Când spun cuvântul mama, ce? Oi, Doamne, am și piesă dedicată mamei. Deci eu o ador, îmi dă toată dragostea și toată afecțiunea. Are grijă de mine, are grijă de familia mea, are grijă de toți în jur. Ea mai puțin grijă are, dar de ca și orice mamă, de fapt. Da. Te vezi, vorbesc de mama și ea. Da, și la mine, la fel. Salutăm, eu salutăm și pe mămica ta și pe mămica mea și pe toate mămicile care ne privesc. Mă, sunt și ele, domnișoare, într-o... Sunt și ele, domnișoare, da, de ziua internațională a fetelor, da. Mama, orice nu s-ar întâmpla, știm că va fi acolo pentru noi. Înseamnă. Dar mămica ești și tu, Lidia. Sunt mămica, am doi băieți. Doi am băieți. Da, am un băiat de 8 ani și unul la aproape 2 ani. Unul așa mai bebeluș, să-i spunem noi, da? Deci aștept deja să-și ia avântul și el și mama să se apuce. Vorbește? Deja. Vorbește foarte mult. Eu vorbesc mult și băieții mi vorbesc... Mie, soțul meu este mai tăcut de felul lui, dar băieții mi înseamnă, deci, îmi înseamnă foarte mult. Ambii vorbesc mult. Deci unul are 8 ani. Da, și... E băiat mare. Da, e la școală, cu provocări, cu... cu mârâielile astea, că mama iarăși am temă pentru acasă, că nu reușesc să mă odihnesc, că asta e cum a procesul ăsta educațional ai mei. Știi, mai obosește, asta e. Și cel mai mic, când, nu știu, iată, acum ai plecat la concursul ăsta, cum, ți-a lipsit? Da, îți zic și o te suna mică într-una? Chestie. Da, zic o mică chestie din culise. El îmi zice, de fapt, îmi zice mai mult mama, ambii copii îmi zic mama. Așa am obișnuit de mici copii să-mi zic mama. Și la pertu, fără să-mi umbli cu matale. Da, da. Asta cred că am lăsat în trecut. Da, în trecut. Și, uite, a fost așa parcă o minune înainte să urc pe scenă, zic să-l sun pe video să văd ce face. Și atunci mi-a zis, mămica. Deci ce nu vreau să zic, mămica. Nu te-a văzut? Cât nu te-a văzut o zi? Nu m-a văzut 5 zile. 5 zile? Da, a fost prima despărțire cu ăla mic. Da. Oho, de asta și cred că l-a motivat să spună mămica. Sau... Da, da, nici nu prea vrea să vorbească prin cameră. Probabil că vrea să mă vadă, știi, în fizic. Dar atunci se uita la cameră și mămica. Și eu așa m-am zic, deci nu, dacă merg pe scenă trebuie să fac treabă bună. Frumos. Da, soțul tău, de 10 ani sunteți. Da, deci anul viitor facem 10 ani de căsătorie. 10 ani de căsătorie. El te susține în muzică? Da, deci el sigur că nu este din domeniul muzical, dar eu îl văd în sărmanul din tot sufletul să străduie să-mi fie alături. Da, am și plecări, am și poate fi evenimente private. Cu scârți, dar am nevoroc și de mama, că pot să las și copiii mamei mele, soacre mele, deci eu am ajutor din toate părțile. Dar mă ajută foarte mult, să știi. Ești norocoasă, da, cu atâția oameni frumoși alături de tine. Ziceam odată și într-o... Bine, o să mai vin cu noutate, să știi. O să mai particip la un concurs televizat, o să facem așa o mică... Unde? Aici, în Republica Moldova? Nu, e peste Prut. Și o să fii mai departe de ai tăi acum. Da. Și că sper eu mai mult din punctul ăsta de vedere. Iar îți spun, vorbesc un pic mai egoist astăzi. Dar ce? Despre ce emisiune? Păi asta trebuie să țină intrigă, știi? Gen că nu am voie să zic până nu iese emisia. Dar când va ieși emisia? După anul nou. Mai avem un pic de așteptat. După anul nou mai reușești să vii odată. Cum are drag? Până la anul nou mai reușești să vii odată la noi. Revenind la ai tăi băieți, acum când ai plecat au rămas cu tate, așa scria impostarea aia de pe Facebook. Da, și cu tate și cu mama și cu bunica, socrii și cu absolut cu toți. Uh-huh. În fiecare zi, deci el e și comunicabil și absolut cu toți. Cine avea timp, acela lua. Dar ei nu cântă? Nu, deci cel mare nu cântă deloc. Uh-huh. Mai și el cântă, dar în felul său, știi? Ăsta mic văd că deja are un auz bun muzical. Uh-huh. Așa că nu se știe. Dar am zis, orice copil trebuie să facă muzică. Uh-huh. Deci de mic copil, că face pian, că cântă acasă părinții, astea. Dar îi plac romanțele? Da, îi plac. Îi plac? Da, îi plac. Sper. Și da. Dar iarăși are o chestie asta mic, ca și probabil ca toți copiii, muzica populară o iubești foarte mult, deci topăie de dimineață până seara. Dar tu le cânti prin casă, nu-i așa? Le cânt, dar iarăși cânt foarte multă muzică pop. Foarte mult. Uh-huh. Și acolo merg note muzicale mai puternice. Vecea stă care îmi salut vecinii! Sărmanii vecini! Ei s-au obișnuit
deja în pereți nu mai bate absolut nimeni, ca auză că a, nu da, mai este de, de la început se bătea în, a fost, în a pereți. Fost. Da, pentru că îți dai seama, romanța îmi permite iarăși să fiu romantică, note muzicale înalte, sunt note înalte, așa trebuie e. Să dai, știi, o catifea un pic acolo, da? Să le mai rotungești. Cele le cânt zi și noapte. Dar muzica pop, știi, îți dai seama. Eu cred că ei trebuie să se bucure că au parte de concert și o astfel de voce gratis, să o asculte gratis. Da, mai ziceam și eu, măi, dar când bine, zic eu, adică când am rău și nu nimeream notele, îți dai seama. De sub mă au pe mine și deasupra au și un chitarist și respectiv. Oh, le e vesel. Foarte, concert. Bun, astăzi spuneam că este Ziua Internațională a Fetelor. Și dacă tot atingem acest subiect sensibil a femeilor, Lidia, ce valori ar trebui să aibă o femeie? Oh, Doamne! În primul rând, trebuie să, în fiecare femeie trebuie să trăiască o cum se cădenie. Trebuie să fii foarte atentă, iarăși, la ce spui. Familia, sigur că e o valoare, nici nu se discută. Și e pe planul întâi. Și atunci când apare prima valoare, familia, apar și restul. Și calitățile alea de femeie adevărată și de mamă și de tot. Cum se cădenie, în primul rând. Tu ai femei exemplu în viața ta? Doamne, sunt atât de multe, dar în primul rând femeia exemplu este mama mea. Pentru că știi ce nu mi-ajunge de fapt? Sper că, nu știu, sper, se vede de fapt că sunt și vorbăreață, sunt foarte ageră. Și eu, mama deci are o inteligență emoțională mai aparte. Știe cum să-și gestioneze de fapt emoțiile. Dacă aș absorbi asta, știi, ca un burete din ea, ar fi foarte bine. E exemplu pentru mine. Mama ta ne ascultă în aceste momente, eu sunt sigură, nu? Dar nu există. O, Doamne, ce emoții are ea. Dar prietene, ai multe? N-am, deci prietena mea este mama. Am prietene, dar iarăși, când apare familia, sunt mai puține la număr, puține, dar bune. Asta e. Cu timpul cumva le filtrează viața. Și cum poate și mai bine așa. Cât vor doar binele, știi? Și pe final, ce sau cine ar trebui să facă o femeie fericită? Cine? Bărbații. Bărbații? Bărbații fac femeie fericită. Fericirea noastră depinde de bărbați? Depinde și de bărbați. Și de bărbați. De o floare din partea bărbatului, drag. Nu? Da. Și o înțelegere din partea bărbatului, că nu mereu femeia este înțeleasă, știi, ca coadă, de la A la Z de un bărbat. Atunci când femeia este înțeleasă, este cea mai fericită. Tu ai această libertate de a fi înțeleasă? Am dobândit-o cu timpul. Ai dobândit-o. Da, deci am explicat niște lucruri. Avem și masa rotundă, care o facem, nu știu, o dată în săptămână, discutăm. Și îl ascult și pe el. Superbă și idee. Da. Deci voi vă întâlniți așa la o masă, între patru ochi, la un pahar cu vin. Da. Și discutați despre tot ce tăi. Da, să știi că nu-i prea plăcea la început. Și mai e o chestie, că vede că supărat și hai să vorbim. Deci între timp, tu ai fost cea care, nu știu dacă l-ai educat, dar ați făcut să fie așa un echilibru frumos. Păi, noi toți dorim, știi, un prinț pe cal alb, dar prințul tot se face. Și noi ne cizelăm unul pe celălalt, exact ca pietrele din apă. Așa că asta zic, o femeie fericită în primul rând îl face bărbatul și cei dragi să fie sănătoși alături. Asta e tot ce contează. E, ce frumos! Vezi ce discuții superbe am avut noi astăzi de Ziua Internațională a Fetelor. Îți mulțumim, Lidia, ne-ai spus de mult pentru că ai fost alături de noi. O mare plăcere de fiecare dată să te avem alături. Noi te mai așteptăm cu noutăți frumoase. Îți dorim succes în tot ceea ce ți-ai propus. Am înțeles, urmează premiere muzicale, urmează o emisiune televizată cu tine. Tot ce a rămas e să aflăm detalii, dar când? În timpul apropiat. Da, deci ne avem acolo pe rețele și îți scriu neapărat cum vin cu un succes al meu. Așteptăm cu drag. Până atunci ne mai ții în suspans și ne mai cânți în dimineața asta. Da. Ce ne cânți pe final de interviu și de săptămână, apropo? Deci este o piesă deja de muzică ușoară, este o piesă de dragoste, este piesa, fiind cândva, piesa preferată a soțului meu. Da, vezi ce tot piesă de, e? Te iubeam. Da? Așa că cu drag vreau să o cânt și îți mulțumesc, vreau să nu uiți să zic că îți mulțumesc mult pentru invitație, vă mulțumesc pentru invitație și să știi că mă simt iarăși într-o căldură aparte. Mă bucur tare mult.
să fie piesa asta și pentru soțul tău. Așa. Spuneai că era piesa preferată, da? Acum are alta? Da, pentru că îmi mai schimbă și gusturile muzicale, știi? Dar am zis, hai să păstrez ceea ce... Mai ales, dat fiind faptul că stai acum cu bebeluș, să-i mai acord și un pic de atenție. Apreciem foarte mult tot suportul pe care îl oferă bărbații noștri. Așa. Vă mulțumim și pentru voi să fie următoarea piesă. Îți mulțumesc, Lidia, te invit pe platou. Doamnelor și domnilor, am stat la discuții de suflet, așa ca între fete în această dimineață. Ne mai cântă Lidia în cele ce urmează. Rămâneți aproape de noi.